Sau și eu am găsit la Infamous, de data asta avem First Light și asta e un fel de expansion. Acțiunea se petrece înainte de evenimentele ce s-au petrecut în Infamous Second Son și vom juca cu tipa aia, Fetch. Vom afla povestea ei și cum s-a întâmplat toate. Nu e foarte lung, așa că am decis să-l jucăm și pe ăsta dacă tot am văzut că există interes pentru Infamous. Hai să îi dăm start. O să-i dau pe normal și hai să pornim. Bun, aici ne zice povestea în caz că nu am jucat Infamous Second Son, dar noi tocmai l-am terminat ieri. Și nu uitați, dacă vă place Infamous, nu uitați să apăsați butonul de like. Vom mai face și alte jocuri cu poveste. Am vrut să-l termin și DLC-ul ăsta pentru că... sau expansion-ul ăsta ce e. Pentru că face parte din Infamous și... hai să vedem povestea fetei. Și cum a ajuns ea să... să se cunoască cu, bănesc, cu caracterul nostru principal. Zona cu zăpadă, n-am mai jucat până acum într-o zonă cu zăpadă. Ia, uite-o. A, uite că e prinsă cu cătușe de alea. Și aia cred că e Augustin. Aici e ea când era prinsă în închisoarea a lor, la DUP. Exact asta și e. Și aflăm cum, prin ce a trecut ea. Interesant, e... vreau să aflu. But my brother Brent, he always took care of me. He just grabbed my hand and we ran. Spent a few years living on the streets. Știu povestea din jocul principal. We did some shitty things to make money. But that job we pulled before leaving Seattle? Acum 2 ani. Uite și cu fratele care a murit, dacă țineți minte, că ea l-a omorât din cauza drogurilor. Come on, sis. It's just one more job. It's all loaded up. Let's just go. No, this one's the payday. Mm-hmm. How much? Enough to rent a decent place. Good job. Yeah. Yeah. Enough for a short-tailed Burmese cat, huh? Come slow. It's enough for a fresh start. We could use one. Shit! Get out! Get out! Oh. It's the cops. Fuck, police! You hide, hide. Ei nu prea fac ceau lucruri legale. Chiar destul de ilegale. Să-și folosească puterile. Stai acolo, că se descurcă fata. Ce să facă? Ah, pot eu să joc. Nici nu văd. Ah, uite acum. Ok, ce față are. What the fuck? Nope, n-am văzut. Pare să... ia uite-o. Escape the dogs. Fuck, m-am dus în apă. Ok. Na, nici n-are ce să-ți facă. Când ești în forma asta ca Fetch, n-are cum să te prindă, ia uite. Brent always pushed me to keep my power secret. If anyone knew a conduit was in town, there'd be a manhunt. And it happened before. But that night, I wasn't worried. I'd use my powers to get the job done, then the two of us would take off. We'd be miles away before the DUP showed up. Îmi place că ea poate să meargă continuu. Bine, puteam să-i upgradez și puterile caracterului principal, dar ea poate să meargă continuu, fără să se oprească niciodată. Bine, și mult mai puternică, poate să treacă și prin chestii. Uitați-vă puțin ce viteză am cu ea. Holy fuck. Să scăpăm de ăștia. Am impresia că în momentul în care jucăm noi acum, DUP-ul nu s-a instalat încă în oraș. Cred că asta e faza. Erau doar polițiști în oraș. Vedeți? Mașini de poliție și asta.
DPU încă nu era în oraș și nu era nebunia pe care am întâlnit-o în jocul principal. Sunt în siguranță? Cred că da. Și uite cum rămâne trailul aia. Ce tare! Îmi place. No, încă mă urmărește. Nu știu cum fac să scap de poliție. Să mor pe turnul ăla. Dacă mă urc pe tu... Ah, mi-arată pe hartă o chestie, dar... Dacă eu mă urc aici, nu cred că mă găsește. Mă, să nu mă blochez pe aici. Holy fuck! Ar trebui să fim în siguranță aici, să nu ne vadă, știi? Suntem în siguranță aici. Yeah, I'm fine. But soon as you started to glow, whole city went crazy. This is too dangerous. We need to leave now. The DUP is coming. Oh, vine DUP-ul. And you know I want that cat. Just tell me what the job is so I can do it. Fine, just be fast. It's the penthouse at 3rd and Stone. Break in, grab the red duffel bag. Okay. What's in the bag? You get it? And we're leaving with a literal boatload of cash. Aha, bun. We'll get out of Dodge, bro. You're always one step ahead of him. Just be fast. The thought of you in a DUP prison, I just couldn't live with myself. Și cred că din cauza asta a venit DUP în oraș, pentru că a văzut-o pe ea. Cred că asta e faza. Wow, ce puternică e. Pentru că înainte nu era DUP în oraș, dar din cauza că a văzut-o pe ea, a venit. Și de asta s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în jocul principal. Îmi place foarte mult când există un DLC de genul ăsta. Știi cum lasă urme. Când există un DLC de genul ăsta în care vezi ce a fost înainte, înaintea jocului principal. Și vezi o poveste alternativă. Nu e foarte lung, am înțeles că e vreo 4 ore, deci o să-l terminăm în vreo 4-5 episoade, să zic. Sau mai devreme chiar. Deci e micuț, dar merită jucat. De ce nu? Așa, o să încercăm să ajungem la misiune. Misiunea noastră e acolo. Și asta e povestea. Acum ne explică ce s-a întâmplat acum 2 ani. Parcă. Și pe o să ne arate evenimentele recente. După ce a fost ea prinsă de DUP. Și ținută în închisoarea aia lor. Bineînțeles, și fratele ei a murit. Poate ne arată și asta. Oricum, super tare puterea ei, că poate să meargă la infinit așa și super rapidă. Și intrăm în apartament. Trebuie să furăm ceva de aici. Mie de ce era o hoață. Neon bolt. Ho! Oh. Cineva a fost deja aici. Uite-l! Mai mulți chiar. Pe bune? Presc un Neon Punch. Aha. Uite așa. Plăsc. Mamă, ce pumne-i dă. Bombă. Cred că e o bombă acolo sau ceva. E super puternică tipa. Pick-up-ul de duffel bag. Uite-l aici. Ia-ți geanta și mergi. Cred că e geanta cu bani. Dar mai e o geanta acolo. E curioasă, fetch. Oh, fuck. E bombă și explodează acum. Wow, shit. Și până la urmă banii... Fuck. Cam naș pe situație. Trebuie să-și ia niște neon.
Sună telefonul. Place was full of Russians dancing around a bomb. The occurrence. They found him. Found who? My boss. Look at the repede, yeah, neunu, yeah. The penthouse thing. I know about our boat. We gotta go now. Fine, warm up the engine. Trebuie să fugim. I'm sorry about all this. I really wanted to get you that Burmese cat. I know. Poliția. Bun, trebuie să mergem la Brent, la fratele nostru, pentru că să fugim. Dacă erau acolo, înseamnă că știu și de noi că vrem să scăpăm. Vrem să scăpăm cu barca. What? Fuck, au venit ăia la... Ok, trebuie să ajungem să-l ajutăm pe Brent pentru că au venit deja ăia înarmați aici. Să vedem unde sunt băieții ăștia răi. Holy shit. What? Brent? Unde e frate-su? The fuck? Brent! Nu cred că a murit așa, cel puțin jocul principal a zis că el a omorât din greșeală sau ceva. Telefonul lui. Păi și unde e el acum? Era singurul lucru care o calma fratele ei. Ended up reading comics by flashlight until we fell asleep. Later, this guy snuck in and tried to steal what little we had. And I was about to make him pay for it. Până la urmă era singura familie pe care o avea. Era fratele ei. We established the rules. Rule number one, no powers, no matter what. Fără puteri, să nu le folosească, i-a zis fratele. Brent didn't want us to lose us. And then used my powers. It was my body was gone. It was my I lost it. Oh, Doamne. L-a rupt pe la-n două. You've earned the trophy. Ah, și-a adus și ea aminte. La trofeu se numește Lost. Those breaks from reality changed me. I'd wake up with new powers. It was like my body decided to fight, but my mind just... Ce mai arată cum era ea în închisoare acolo la... Uite pe Augustin! How about a break? You can show me the skill you acquired from your mental snap. I thought you wanted to get control of your powers. That's what we're here for. Da, sigur că da. We'll start with something simple. I'll be watching your progress from up there. Aici o antrena. Ce s-a zis ea că a antrenat-o la închisoare? No, Miss Walker. You're a survivor. Aha. Ok, zona A. Și aici se antrena. Fetch. Să vedem. Everyone has a weakness. You just have to look for it. Cât de mare e zona asta? Ce să se facilitatea asta de antrenare? Hold Alt to zoom and reveal weak points. Ok, deci trebuie să tragem la picioare. Oh. Și la mâini. Faci un fel de slow motion când faci asta. Vezi că face slow motion la ea când dau zoom? Se încarcă. Foarte interesant. Polițiști.
These hard light holograms look and feel real. Now, please kill them. I don't just mindlessly shoot things, okay? Oh, the conduit up here making those holograms, Eugene, he won't mind. Eugene făcea asta. Not just for you, but for those who can't defend themselves. Deci și pe Eugene l-avea la aceeași facilitate și... Ce interesant! Și se folosea de Eugene ca să genereze aceste holograme, să o antreneze pe Fetch. Nice to see you still have some fight in you. Let's hope your other senses are still as sharp. Three hostage saves, deci trebuie să salvez trei ostatici. Unde? Ah, uite acolo. Ia uite că poți să vezi prin pereți cu ea. Vezi? Ia... Plăsc. I-am luat ceva din viață și la ostatic, dar... Ne. Well done. Now, I've hidden a second hostage somewhere nearby. But this time, you'll have to move quickly to save him or he'll die. Horribly. Ok. Pac, l-am salvat. Simplu. Ei, na, ci că n-a fost cel mai rapid. Press options to open the pause menu. Deci să apăs posta, ok. Friend, aha, astea sunt challenge-urile pe care le putem face. Ia nu trebuie să zici upgrades. Și aici, a, uite că au și un upgrade system aici în joc. Era super complex al de joc principal, dar aici e un pic mai micuț. Light speed, photon jump. Și asta e cum sărea ea. Știți că noi nu puteam să sărim așa ca ea. Și asta e abilitatea ei prin care putea să sară. Hai să vedem. Aha, uite așa. Zbori. Plăsc. Hostage saves. By saving the hostages. Deci trebuie să salvăm ostatici. Holy shit, voi vedeți cât sunt? Bă, mi-ai dat o palmă? Mai e unul. Și să te duci la fiecare în parte. Bă, dar nu mai trage în el. Static unde? Văd niște inamici, dar o static nu văd pe aici. Cred că apare. Incoming hostage, uite la acolo. We've got another victim coming. They just keep coming, don't they? Îmi place că îi bagă slow motion și am timp să trag. Wave 3. Aici e doar antrenamentul ei. Nu ește neon. Vine un stat. Uite-l. Repede. Unul jos. Jos cu voi. 7 din 10, mai sunt 3. Place destul de puternică tipa, să știți. Chiar aș spune că mai puternică decât caracterul principal, din cauza că ea are doar puterile astea, dar puterile astea sunt de 10 ori mai puternice decât noi cu caracterul principal primeam câte o fărâmă din puterile fiecăruia, pe când ea are puterile astea, dar le are întregi. Thank you.
Așteptăm o static următor să apară, să spuneze. La acolo. Fuck, unde e? Mă, dar nu mai trage în el. Cât sunt în modul ăsta așa rapid, nu mă prinde nimeni și nici nu poate nimeni să mă țintească. Ia uite ce a făcut. Nici nu știam că poți să-i face, să le faci asta. Nu știu dacă e vreo chestie ca la jocul principal unde poți să alegi să fii bun sau rău, habar n-am. Dar dacă e cumva, cred că o să alegem să fim răi. Pentru că în jocul principal am fost buni și vom alege să fim răi. Cred, nu știu. O static, unde e? Uite ultimul acolo. Gata și cu asta, hai. I-am făcut pe toți, Guardian plus 1. That was an acceptable performance on the hostage exercise. We keep score, you know. Other conduit achievements are posted to irritate and inspire you. I'm always open to more training. Perhaps you'd like to surpass them. Hmm. Sincer, nu vreau să mai fac. I-am unlocked the Alpha Arena Rescue Missions. Open the pause menu. Aici te învață dacă vrei să le faci cumva. Dar nu vreau. That'll do for now. Take a seat. Și așa se antrena Fetch la facilitatea asta. Ah, și acum continuă povestea. S-a întâlnit cu ăsta. Cine e ăsta? Și ăsta-l căuta pe fratesul? Dar cine e? Nu pare cunoscut. Excuse me, sweetheart. Huh. I'm sorry, have you seen a fella rocking a mohawk around here somewhere? Wait, do you know Brent? Are you with those Russians? What, the occurrence? Hell no. Ah, fi vreun prieten de la Brent. Damn it, they keep kidnapping my employees. Kidnapped? Wait. Lucra pentru el. Can you take me? Slow down there, sugar. No, I'm sure you do not want to get that pretty face caught up in all this trouble. You know, I don't know what you had worked out with Brent, but da, da, ea nu știe ce poate să facă ea. Da. Are you Fetch? Da. I'm Shane. Shane? Brent never told me that his sister was such a pretty little thing. Oh, no. Like se enervează. East side, mainly. Thank you. And if you think of anything else, then call me on Brent's phone, all right? Yeah, yeah, sure. Whatever you say, sweetheart. Yeah. Make sure you take care of that, all right? Doamne. Cred că se uita la fundul ei. Neoane. Voi vedeți că în jocul principal era foarte mult soare și asta și în jocul ăsta e ploaie în mare parte? Hey there, Fetch. Now I put out my feelers, but these occurrences are on hair trigger. We'll have to move fast on the lead. Okay, I'm already headed for some neon gas. Whoa, whoa, firecracker. Now I love huffing gas as much as the next guy, but is that really... It's a trick I picked up back in Jersey. The gas helps me run insanely fast. All right. I'm gonna have to take your word on that conduit. What other secrets you got going on under that hood? Îi dă... a zis că și-a ceva de la Neon. Probabil ia Neonul și o ajută să alerge foarte rapid. Yeah, that's big enough. Hai să vedem. Drain the neon. Ok. Ia un neon foarte mare. I
Whoa. Gas? Go make yourself useful. Gaz de neon. Și noi trebuie să trecem prin el, cred, ca să băgăm viteză. Posibil. Collect neon lumens to earn skill points. Și trebuie să iei chestiile astea. Să-ți ofere putere. E un fel de, știți cum colectam shards cu, în jocul principal? E, aici colectez de-astea, se pare că. Ok. E unul mare albastru și se mișcă. Go to race. Ok. Dash through the neon clouds. Okay, hai să vedem. Trebuie să-l prindem pe ăla mare și albastru. Ce viteză băgăm! Holy fuck! Doamne, deci e prea tare! Holy shit, ce viteză aveam! Collectibles and other side content can be viewed from the world map dacă apeși pe options. Astea sunt chestii secundare pe care nu trebuie să le facem neapărat, dar ne învață și din caz că vrem să le mai facem. Dar sunt tare, adică chiar mi-a plăcut să alerg așa. N-aș fi vrut să ratez asta. Totuși cred că vine poliția sau cine? Da, poliția. La alergă pe unul. Ah, ba nu, sunt rușii. Defend the enemies, build up energy and special attack. Ok, deci dacă omorâm oameni, să avem un atac special. Totul, cred că tot așa, îi se încarcă ultimata. Dar ea trebuie să-i omoare, nu neapărat să-i salveze, da. Cred că ăștia tot rușie sunt. Holy shit. Dar am puterea. Hai să o folosim. Ultimata ei, ia să o vedem. Wow, ia uitați-vă ce face! What? Doamne, de prea tare! Free the Neon, mission complete, ok. Tot pot să bag viteză mare prin chestiile astea. Să răspund la telefon. I get it, you're a creep, and it's me past me. And now, I will have you know that some women find me irresistible. Sure, if you're paying them. Look, just meet me in the alley behind that sandwich shop when you're ready to steal the guns, alright? Să-l ajutăm să fure niște arme și el ne va ajuta să-l ajutăm, să-l prindem pe Brent, să-l găsim pe Brent unde l-au fi dus ăștia. Dar nu prea mai, adică nu prea m-aș încurca cu ăsta, dar e singura variantă, nu prea avem de ales, așa că e singura variantă să-l găsim pe fratele ei. V-am zis, DLC-ul ăsta nu e foarte lung, deci o să fie ceva de genul probabil 3-4 episoade maxim. Dar am zis că de ce nu? Ar fi fost păcat să nu încercăm. Și am văzut că foarte mulți dintre voi chiar ați vrut să joc și First Light, chiar dacă e disponibil, așa că m-am cumpărat. Mi-am luat un card de la de pe G2A, card de la de PSN și l-am luat. Era super ieftin ăsta, cel puțin, era ceva de genul, cred că 11 lire? Cam așa, 11 lire a fost. Că am contul ăla pe UK. Din câte am zis, mai multe jocuri pe UK, de-aia mi-am făcut acolo contul. Bine, nu în comparație cu America sau ceva, în comparație cu shop-ul din România. Și da, e destul de simplu, dacă
Vreți, puteți să faceți și voi la fel. Aia că dacă aveți cont de PSN pe UK, tot așa, cred că vă luați și voi cardurile. Da, eu mi le iau de pe G2-a. Bun, băgăm viteză. Hop. Și să ajungem la misiune rapid. Îmi place, uite cât de repede ajung cu ea la misiuni și chestii. Și acolo jos avem misiunea. Bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. V-am zis, e foarte scurt, așa că vom mai avea încă un joc cu poveste care vine cât de curând. Nu vă zic încă despre ce e vorba, dar o să vedeți voi. Ok, ne auzim data viitoare. Pa, pa!